Acest program conține plasare de produs. Bună! Când spunem vară, soare, ne gândim nu doar la bronz. Azi am pregătit o emisiune cu cele mai bune sfaturi pentru o vară sănătoasă și pozitivă. Îți dorești să îmbeți într-o zi? În ediția de astăzi vezi una din cele mai moderne proceduri din industria medicală, Sky Fast and Fixed. Sky Fast and Fixed, un sistem de implanturi de ultimă generație, dezvoltat de firma germană Breden Group. Despre metoda dată, atunci când dă posibilitatea, fără alte proceduri de adiție de os, de crearea ofertei osoase, prin intermediul la 6 implante la maxilarul superior și doar 4 implante la maxilarul inferior, să restabilim o arcadă dentară edentată complet sau, mai bine spus, la înțelesul pacienților, care a pierdut toți dinții de pe un maxilar. Acest sistem permite ca un pacient ce este pe cale să-și piardă dinții naturali sau care nu are niciun dinte să poată avea dinți chiar în ziua intervenției. Noi astăzi o să efectuăm tratament pacientei care practic a pierdut toți dinții de pe arcada superioară, au rămas doar câțiva dinți aici, care din cauza că sunt mobili, deci nu mai putem să-i mai păstrăm în cavitatea orală, vor fi extrași, va fi bizotat, șlefuitul osul pentru a da posibilitatea să instalăm 6 implanturi. Cei mai buni chirurgi ai centrului stomatologic vor avea grijă ca intervenția să decurgă lin, confortabil și în siguranță. Și avantajul metodei date este că pacienta în decurs de o zi, două, iese din clinica noastră cu dinți fixi. Dinți fixi în doar o zi, cu implantul dentar Sky Fast and Fixed. Procedura dată are și contraindicații. Specialistul răspunde. În grupa de risc intră pacienți care abuziv fumează, deci cei care fumează mai mult de 10, 15, 20 țigări pe zi. Deci nicotina, în deopște, este dușmanul numărul 1 a implanturilor, fiindcă ea, chiar dacă pacientul a lăsat fumatul timp de un an, doi, ea în organism se menține foarte mult timp și nociv acționează asupra osteointegrării implanturilor. Atunci când avem un diabet deconsaharat, decompensat, deci în așa situații, cu diferite maladii cardiovasculare, diferite maladii ale sângelor, ca boala Verhoeve, ca diferite tipuri de anemii, diferite. Deci acestea sunt pacienți care intră în grupa de risc. La finele intervenției de instalare a implanturilor, noi facem o protezare provizorie, care pacientul o utilizează timp de 6 luni până la un an de zile. Sau după 6 luni, pacientul revine la noi, noi înlăturăm lucrarea dată și o restabilim deja pe o lucrare estetică fizionomică pe termen lung. Longevitatea implantului după perioada de osteointegrare este de la 5 și mai mult ani, 10 ani și mai mult. Mult depinde de singur pacientul, de genele profesionale permanente, odată cel puțin la 6 luni de zile să vină la o igienă profesională. Deci la toți pacienții dați, le se dă un duș bucal pentru a îngriji protezele, deci măcar odată la 2-3 zile, pe sub lucrarea dată,
cu un jet de soluții antiseptice se prelucrează ca să fie eliminate resturile alimentare care pot pătrunde sub lucrarea dată. Vorbim de preț și de implant, atunci depinde foarte mult din ce tip de titan este confecționat implantul dat. Eu tot timpul la pacient le lămuresc că implantul sau titanul este ca și diamantele. Putem să avem un diamant, un carat costă 10.000 de euro și avem un carat costă 60-70.000 de euro, în dependență de prelucrarea diamantului dat. Așa și aici, în dependență de titanul care se utilizează pentru confecționarea implantului. Apoi suprafața implantului, cum este prelucrată suprafața, spirele, formarea spirelor, toate acestea împreună duc la procesele de osteointegrare. Osteointegrare asta înseamnă ca consolidarea implantului în osul care este introdus. Și atunci, cu cât este mai pur titanul, cât este mai bine prelucrată suprafața, cu atât mai prelungirea sau longevitatea implantului va fi mai mare. De ce? Când vine pacientul și vrea un implant ieftin, da? Atunci noi putem să-i spunem că e ieftin, dar e de scurtă durată. Un implant mai scump, cu o prelucrare mai bună, este mai de lungă durată. Pentru pacienți, înainte de a merge la un medic specialist, într-adevăr, trebuie de ales atât clinica, cât și medicul specialist care va efectua intervenția dată. N-am fost și nu sunt niciodată de acord cu un medic face tot. Deci trebuiește ca orice disciplină a medicinii, dacă în medicina generală noi avem cardiolog, avem chirurg, avem ginecolog, avem diferite specialități, atunci așa este și în stomatologie. Nu avem stomatolog generalist. Deci avem stomatolog, chirurg, dento-alveolar, chirurg, maxilofacial, avem endodont, avem ortodont, avem protezist, avem toate specialitățile. Și atunci când tot unul face tot, înseamnă că ne punem întrebarea ce, cum s-ar putea face. Și atunci când fiecare are, cuprinde o ramură oarecare care o dezvoltă, clar lucru că eu aș recomanda să mergem pe varianta dată. Dacă avem un caz mai greu, da, tot timpul intrăm în conversație. Medicul ortodont, medicul protezist, tehnicianul dentar, deci medicul chirurg, toți absolut în comun, lucrăm, ne sfătuim pentru binele pacientului. Să aveți grijă de dumneavoastră, fiindcă nu uitați că dinții, asta este nu numai frumusețea, dar este și sănătatea stomacului, sănătatea dumneavoastră, deci aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de dinți, aveți grijă de frumusețea dumneavoastră. Vremea caniculară impune la modificări ale stilului de viață, inclusiv obiceiuri alimentare. Domnule Sergiu, bine ați venit la Formula Lifestyle. Mă bucur să v-am invitat în emisiune pentru că vreau să discutăm despre nutriție, o temă foarte actuală, în special în perioada de vară. Bine m-am găsit. Cum ne alimentăm totuși în perioada caniculară? O alimentație corectă, ce impune? Anume, temperatura ridicată totuși impune ceva să schimbăm în alimentație, plus și organismul de acum are nevoie de un raport puțin mai schimbat de micro- și macronutrienți și clar cu un aport mai mare de apă, adică de hidratare. Pe tip de vară noi trebuie să micșorăm totuși procentul de grăsimi. E cald afară, noi avem nevoie de foarte multă energie, de ce procentajul de grăsimi trebuie totuși micșorat mai mult înspre grăsimi sănătoase și cât puțin. Nu uităm de proteine, dar alimentația de bază trebuie să fie fructele și legumele de sezon, căci ele cum au o concentrație maximă de vitamine, de minerale, de fitonutrienți, de substanțe biologice active care organismul chiar are nevoie și ele foarte mult ajută organismul ca să avem o sănătate durabilă și o imunitate destul de bună. Formula ideală matinală, care ar fi? Formula ideală nu există, deodată vă spun, fiecare individ, fiecare om este individual, chiar și independent de ritmul circadian al său, adică sunt care
se scoală la 6 dimineața și sunt gata să mănânce fel 1, 2, 3 și aceasta, alții nici la ora 10-11 nu sunt gata pentru digestie, adică organismul lor abia se trezește. De ce trebuie în primul rând să înțelegem cine suntem noi? Suntem gata? Este gata organismul să primească așa ceva sau nu? Varianta cu terciu vine totuși de la englez, cu terciu de ovăz, dar nu știu de ce s-a luat numai o singură parte, nu s-a luat și altă parte. Ei nu întotdeauna terciu mănânc dimineața, câteodată ouă, câteodată o bucată de carne, dar și tot e diversificat. Monotonia în nutriție, asta este cel mai rău. Acest program conține plasare de produs. Da, hidratarea corectă, în special în timpul caniculei, este foarte importantă. Totuși, câți litri de apă trebuie să consumăm în această perioadă? Trebuie să consumăm atâta cât nouă ne sete și în afară de aceasta încă un litru deasupra, deoarece temperaturile sunt foarte mari și senzația de sete apare mai târziu. O normă oricare practic nu există, că am pacienți, adică am persoane, știu, persoane care pot să bea într-o zi și un litru și de acum mai mult de un litru nu încape, fiziologic nu încape, să începe diferite probleme, dar sunt persoane care ușor și 3 litri beau și 4 litri beau pe zi și tot sunt ok. Organismul nostru e setat foarte bine, deci ei trebuie să-l ascultăm. Numai că pe perioada de caniculă, de vară, chiar dacă nu ne sete, periodic trebuie să bem câte puțin apă ca să ne hidratăm, să nu apară această deshidratare, care este un pericol destul de mare pentru sănătatea noastră. Pentru sănătate și inclusiv și pentru ten, știu că femeile, deseori medicii cosmetologi spun că hidratarea este foarte importantă și chiar dacă nu ne este sete, oricum trebuie să bem apă pentru că este benefic pentru ten. În cazul tenului, nu mai mult apă cât calitatea colagenului din piele. Că dacă colagenul este corect, adică ce înseamnă corect, el a fost sintetizat corect și au fost prezente și fierul și vitamina C în organism, el s-a răsucit, a devenit hidrofil. Ce înseamnă hidrofil? El atrage și menține apa. Pielea devine hidratată, elastică. Dar dacă noi avem anemie, adică nu avem fier suficient în organism, nu ne alimentăm corect, nu avem vitamina C, se formează un colagen foarte moale care nu atrage apa. Și în cazul dat poți să bei foarte multă apă, dar pielea nu va fi hidratată, deoarece componentul al pielii pur și simplu nu poate menține, nu este calitativ colagenul din piele. În ce parte a zilei este preferabil să consumăm fructele și legumele? În privința legumilor, nu contează în ce parte a zilei, în afară de cartofi amidonoase. Fructele, preferabil în prima jumătate a zilei, să consumăm fructele, ca fructoză și zaharoză din fructele acestea să se folosească pentru activitatea intelectuală, pentru activitatea fizică, că noi să ne mișcăm, să lucrăm, să facem activități. Noaptea noi nu avem nevoie de așa ceva, de aceea seara consumul fructelor nu prea este recomandabil. În cazul pepinului roșu, mai vine și galben, mai vine și zahăr împreună cu dințele. Și dacă noi alte fructe putem să consumăm 200 de grame, 300, 500, pepini roșu și galben, clar că un volum mai mare și respectiv nu uităm că asta totuși e zahăr. Noi femeile avem o slăbiciune pentru deserturi. Totuși, cât de preferabil să le consumăm și în ce cantități și care sunt cele mai benefice? Știu că îmi veți spune că vara este preferabil fructe să consumăm, dar totuși când inima ne cere. Da, într-adevăr, deserturile provoacă o senzație aceasta de bună dispoziție, de o relaxare. Are și bază medicală, deoarece combinația între, în cazul dat, de exemplu, zahăr împreună cu ceva, cu grăsimi. Asta e un fondant de ciocolată? Anume, combinația aceasta, zahăr împreună cu grăsimi, în creier provoacă eliminarea la niște hormoni plăcere, endorfine. De ce? Pe 20 de minute, jumătate de oră, să aveți o plăcere deosebită, simțiți. Important să nu treceți cantitatea. Căci degustat se poate și trebuie să înțelegeți căci zahărul din ele, dulceața aceasta, e trebuie folosită ori la activitate intelectuală, ori la activitate fizică după asta. Că altfel organismul, dacă nu folosește, ce face? El depune. Depune. Sub formă de grăsime albă, pe burtică, pe organe interne și tot așa. Fiese, mai ales la femei. Fiese, de independență. Da. Dacă sunteți fericiți peste tot, dar dacă sunteți în stres, în depresie, acolo este hormonul cortizolul, depune anume pe fiese și pe burtă. Putem consuma acest desert dimineața
dimineața cu cafea. De exemplu, eu fac parte din categoria persoanelor care nu le plac tercerile. Mă simt foarte ok dacă servesc cu cafea și cu ceva dulce. Nu contează că e un desert sau altceva. E perfect, deoarece de dimineață îi dați energie organismului, după ce puteți face activitate, sunteți plin energie. Important seara să nu fie. Desertul seara totuși nu e recomandabil să fie consumat. Vara este sezonul grătarilor. Da. Cât este de recomandabil de consumat carnea în această perioadă sau trebuie să o înlocuim poate cu alte alimente care ne vor oferi acea doză necesară de proteine? De exemplu, grătarele, dacă o dată la două săptămâni, o dată pe lună, este ok, nu se exagerează foarte mult. E mai bine chiar și în comparație cu prăjitul pitigaie, deoarece grăsimea care de acum conține careva cancerigeni se scurge în foc și rămâne mai mult proteină aceasta. Dar nu uităm că consumul regulat de carne roșie procesată de Organizația Mondială a Sănătății este echivalată cu produs cancerigen de tip 2 împreună cu șifer, asbest, adică poate provoca mare incidența cancerului de intestin gros. De ce nu exagerăm cu ele? Primim plăcere câte puțin, dar nu exagerăm. Și încă un minus mare că la o dată noi trebuie să mâncăm mai mult de 150-200 de grame de carne. De ce? Deoarece cam asta este limita maximală, cât poate digera, cât proteină poate digera organismul ca să meargă procesul calitativ și armonios. Dacă mâncăm mai mult, respectiv aceasta nu se digere, nimerește în intestinul gros și se începe procesele de putrefacție, care se formează foarte multe toxine și săracul ficatul are după ce e de lucrat cu putrescina și cadaverină să le neutralizeze. De aceea nu exagerăm. Mâncăm, dar nu exagerăm. În concluzie, formula sănătății este? Diversificarea și orice aliment are, în dependență de cantitate, poate să fie medicament, dar poate să fie chiar și o toxină. De ce nu exagerăm, ascultăm organismul și gustăm de toate câte puțin. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru acest interviu extrem de informativ și util. Vă mai aștept cu mare drag în emisiunea mea. Toate bune! Fiți sănătos! Despre echilibrul emoțional și formula fericirii discutăm cu psihologul și speakerul motivațional Sanda Divirician. Suntem la formula Lifestyle să discutăm despre formula fericirii. Am intrat pe pagina dumneavoastră de Instagram, o pagină foarte simpatică. Mulțumesc! Mi-a tras atenția acest titlu și însuși explicația, formula fericirii, să nu ai pretenții față de nimeni și față de nimic. Care alte criterii ar mai fi ca să găsim această formulă a fericirii și să fim în armonie? Înțelepții, în general, zic următorul lucru, dacă fericirea nu este ceva spre care trebuie să tinzi, spre care trebuie să mergi, nu este un parcurs, uite, merg și la un moment dat o să ajung într-un loc și în acel loc va fi fericirea. Asta este o eroare. În orice moment al vieții, în orice clip a zilei, poți să găsești ceva care să te facă fericit. Da? Să admiri aceste flori frumoase. Și asta va dura poate câteva clipe, dar acestea vor fi clipe de fericire. Da? Noi nu apreciem aceste clipe, trecem peste ele și credem că fericirea este undeva în alt loc. Este mereu și ideea este să o vezi, să vezi aceste momente, să le observi. Da, să știți că mulți spun, chiar în interviuri, deseori întreb oamenii ce înseamnă pentru tine fericirea, la care mulți îmi răspund că e o chestie relativă cu care sunt de acord, dar să știți că unii oameni, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, găsesc fericirea în lucruri mărunte, iar alții au senzația că trăiesc fericirea, dar de fapt nu sunt fericiți. Fiecare are măsurătoarea lui, bineînțeles. Dar atunci când... De ce am scris asta? Că nu ai pretenții față de nimeni și față de nimic. Pentru că atunci când pretenții înseamnă un fel de așteptare. Tu îți creezi o așteptare în capul tău, începi să crezi că lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit fel și ele nu se întâmplă așa cum crezi tu.
Și atunci tu ai pretenție, da? De fapt, tu ai pretenție de ce nu s-a întâmplat așa cum ai vrut tu. Dar s-a întâmplat așa cum este, pur și simplu. Și atât când tu accepti realitatea așa cum este, fără a-ți crea așteptări, atunci fericirea vine în avalanșă. Banii aduc fericirea. Știți expresia, banii nu aduc fericirea. Uh-huh. Totuși, dumneavoastră, ce părere aveți vis-a-vis de această expresie? Eu cred că mulți oameni consideră că banii aduc fericirea pentru că ei aduc o iluzie a fericirii. Banii aduc o satisfacție de moment. Și astea, banii îți aduc niște plăceri, îți satisfac niște nevoi pentru moment. Da? Și tu ți-ți pare că tu ești fericit în momentul ăla, dar de fapt tu ți-ai satisfăcut o necesitate. Dar imediat ce ai satisfăcut-o, imediat ce ai mâncat, îți faci foame. Iar, da, în câteva ore iarăși simți foame. Și atunci tu iar vrei să mănânci și iar cauți să satisfaci nevoia asta și cauți mai mulți bani. Și oricâți bani ai avea și oricâte milioane sau miliarde, sunt atâția oameni și avem atâtea exemple de oameni faimoși pe care iubeau o lume întreagă, bogați, cu foarte mulți bani și care s-au sinucis. Da? S-au pierdut lupta cu boala, exact, pentru că poți să te iubească toată planeta, dacă tu nu ai învățat să te iubești, dacă tu nu ai învățat să te apreciezi pe tine, tot asta nu o să conteze. Și pentru că acești oameni au fost mereu în această fugă, în această goană pentru faimă, pentru apreciere, pentru bani, ei au uitat de sine și s-au pierdut pur și simplu. Și când la un moment dat s-au trezit, au văzut că fără această apreciere sau plictisiți de această apreciere, ei n-au știut cine sunt ei. Și atunci asta este foarte dureros și imposibil uneori de depășit. Uite, am remarcat, oamenii care au mai puțin bani, ei sunt mai fericiți, da? E și cazul oamenilor, de rând, oamenilor simpli. Totul este în capul omului, da? Și totul este în așteptările lui. În cultura noastră s-a creat cumva, iată, în general, nu doar la noi, dar în partea asta occidentală a planetei, da? Oamenii s-au format mai materialiști. Pe asta s-a pus accentul și asta a fost prioritatea. În partea asta orientală, da, oamenii nu au avut prioritate lucrurile, ca și prioritate lucrurile materiale, ci mai mult lucrurile spirituale. Și de ce pentru ei este foarte ok să se bucure de lucruri simple, da? Iată, eu merg foarte des în Bali. Cât de simple sunt ei, cât de mult se bucură de o simplu floare, pentru că au cerul senin deasupra capului. Adică pentru ei nu există pur și simplu preocupările pe care le avem noi. Deci s-au născut în alt mediu. Exact. Deci cum? Da. Opus nouă. Dar noi totuși nu suntem niște păpuși, da? Noi suntem ființe cu conștiință. Și la un moment dat al vieții noi putem să conștientizăm dacă mediul în care trăim ne face bine sau ne face rău. Meditația a devenit un must have în secolul 21. Știu că e o temă foarte amplă, dar dacă ați putea în linii generale să ne spuneți despre aspectele meditației și cum să învățăm să medităm corect, pentru că chiar din perspectiva mea, mie nu mi reușește nici 5 minute să mă concentrez, să mă meditez. Sunt niște tehnici pentru începători? Sigur că sunt tehnici și se învață foarte repede, foarte, foarte repede. Este, de fapt, noi toți putem să medităm. Nu există niciun om care nu poate. Pur și simplu, nu se explică corect, da? Dar este un must have, într-adevăr, pentru că noi trăim vremuri tot mai complicate, tot mai stresante, facem față tot mai greu cerințelor exterioare și suntem foarte tare expuși stresului. Și dacă noi nu o să revenim la
niște resurse interioare pentru a ne echilibra emoțional și psihic, da? Pentru a începe să trăim, să avem o igienă psihică, la fel cum ne spălăm dimineața pe dinți, să facem 5 minute de meditație, atunci toți factorii ăștia exteriori care sunt stresanți, nocivi, toxici, le spunem acum, da? Toți se lipesc de psihicul nostru. Și dacă nu o să învățăm să facem ceva cu asta, atunci, bine, nu o să se vadă cu ochiul liber, dar în interior noi o să ne simțim foarte prost. Cea mai simplă este meditația budistă, care toată lumea a auzit, dar poate nu toți știu, că este pur și simplu orientarea către respirația ta. Și timp de 5 minute tu observi cum inspiri și expiri aerul. Parcă văd procesul ăsta în natură, așa pe un covoraș. Nu, ăsta e foarte simplu, poți să o faci și în mașină, și la masă, și absolut oriunde. Este doar orientarea atenției, pur și simplu ești atent spre faptul că respiri. Momentele de pauză emoțională sunt la fel de importante ca și cele de mișcare. Da. Cum ne aducem gândurile în ordine, în special înainte de somn? Știți că este foarte dificil după o zi încărcată de emoții să-ți temperezi gândurile. Este o tehnică foarte simplă înainte de somn, să-ți amintești toată ziua de la început ce ai făcut. Și iată, stând cu ochii închiși și îți amintești, am făcut asta, am fost la magazin, am fost la lucru, am fost la o plimbare. Și repeți în gând tot ce ai făcut. Și atunci tu te concentrezi pe faptele care le-ai făcut și nu lași să vină în avalanșă gândurile. Eu am o curiozitate mai deosebită. Vis-a-vis de gândurile negative, dumneavoastră, din perspectiva unui psiholog, vă rog să-mi răspundeți la întrebare, cât de mult aceste gânduri negative, dacă apar în capul nostru, pot să se materializeze? Toate gândurile se materializează. Inclusiv și cele pozitive și negative. Și pozitive și negative. În general, viața noastră este rezultatul gândurilor noastre. Este un maraton în a treia ediție, deja două au fost, despre relațiile în cuplu, se numește Calea ta spre o relație armonioasă cu partenerul. Și vin și bărbații la acest maraton? Da, sigur că da. Și bărbații își doresc relații armonioase. Foarte frumos, formula fericirii. Exact. Bine, sunt puțini oameni care simt ok cu ei înșiși, da? Sunt puțini oameni care încă care au învățat să nu fie dependenți de o relație și pot aștepta cumva ca aceasta să vină în mod natural. La maraton ei învață să vorbească limbajul partenerului. Oamenii vin întâmplător în viața noastră? Sau nu? Niciun om nu vine întâmplător în viața noastră. Fiecare om vine în viața noastră să ne învețe ceva. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi prezentă la Formula Lifestyle și vă mai aștept și în alte emisiuni cu mare drag. Mulțumesc și eu! Starea de spirit este rezultatul propriului stil de viață. Să trăim frumos și echilibrat. O duminică liniștită să ai! Urmărește Formula Lifestyle cu Xenia Bugneac, duminică, ora 11:30 la REN Moldova. Vezi emisiunea și pe online, pagina de Facebook și YouTube REN Moldova. Partener beauty ai emisiunii, salonul de frumusețe Afrodita. Gazda emisiunii, restaurantul Jirafe. Acest program a conținut plasare de produs.